Bine v-am regăsit, dragii mei, suntem din nou la horoscop și vom analiza de această dată săptămâna 22-28 mai. Să vedem ce ne aduce această săptămână pentru fiecare semn în parte. Și voi trece direct la Berbec să vedem ce vor face, dragii mei, berbeci în această săptămână. Ascendent sau zodie, 22 mai pentru voi, dragi berbeci, este o zi foarte importantă în plan familial. Atenție la o situație care vă dezgustă și v-aș recomanda să evitați să luați decizii care vă pot schimba cursul vieții din cauza unui moment de acest gen de, să-i zicem, dezgust, ca să nu-i zicem altfel. Apoi, foarte norocoasă ea ca și zi, așadar mergeți pe mâna destinului sau pe mâna norocului pentru că puteți avea reușite foarte mari, foarte frumoase în plan financiar. Apoi, pe 23, la fel o zi de bucurie, poate cea mai frumoasă zi a săptămânii. Tot despre familie este puțin vorba în ceea ce vă privește. Vedeți unde și ce vă lipsește acasă, în familie, în forul vostru, în căminul vostru și puneți-vă pe schimbări. Este o zi de schimbări bune și care vă poate aduce bucurie vouă și celor dragi vouă. Altfel, o zi norocoasă, cum spuneam, dintre cele mai norocoase. 24 mai este ziua în care vreau să vă rog să evitați nervii la volan și nervii în general, pentru că mai ales bărbații vor fi destul de agresivi, impulsivi sau puși pe harță sau cum vreți voi să spuneți. Lăsați criza de masculinitate să treacă pe lângă voi, nu vă băgați în tot felul de impulsivități sau în tot felul de furii sau cine știe ce. Ea ca zi vă cere să luați inițiativa și iată toată acea determinare și toată acea furie sau cum o numiți voi poate să fie într-o direcție pozitivă, respectiv printr-o inițiativă. Inițiativă în discuții, inițiativă în tot felul de înțelegeri, documente sau negocieri pe care le doriți sau pe care trebuie să le faceți și totodată un drum foarte important va fi pentru voi extrem de benefic în această zi. Pe de altă parte, vedeți că s-ar putea ca să nu vă iasă totul sau să nu vi se răspundă la telefon sau ceva să vi se încurce apropo de comunicare. După caz, atenție să nu vi se strice telefonul, să nu vă cadă, să nu-l spargeți, să nu-l pierdeți. Ar putea fi o variantă dintre cele mai des întâlnite. Apoi pe 25, o zi destul de încărcată. În primul rând, din punct de vedere al ego-ului, o să vreau să aveți grijă, apoi o să vreau să aveți grijă la tot ce nu ați învățat până la acest moment în relațiile voastre cu bărbații, dar mai ales în relația cu părintele vostru patern, cu tatăl și nevoia de grijă a tatălui asupra voastră sau voi dacă sunteți tătici. În altă ordine de idei, ziua are un mare ecou karmic, deci învățați din mers cam tot ceea ce vă aduce ca lecție această zi pentru a nu căra după voi alte și alte greutăți. În altă ordine de idei, atenție mult și tare la discuțiile despre bani, s-ar putea să fie niște discuții tensionate privind o sumă de bani sau o decizie financiară. Apoi, pe 26, una dintre zilele importante, nu neapărat norocoase, dar importante ale acestei săptămâni în sensul în care depinde de voi dacă lucrurile vă ies sau nu. Deci, mai mult sau mai puțin, astrele sunt de partea voastră, ideea este să fiți și voi pe fază și să fiți și voi de partea voastră. Astfel puteți reuși lucruri mai mari decât oricând sau dacă nu vă dați interesul prea tare, atunci poate să fie pur și simplu o zi de rutină fără prea multe realizări, deși ea ar avea toate, absolut toate datele pentru a vă urca foarte sus. Apoi în weekend pe 27 și pe 28 sunt două zile foarte interesante. Luna va fi în Fecioară, deci pentru voi nu prea va fi weekend, ci mai degrabă o sunteți puși pe treabă. Vreți să aduceți la zi tot felul de lucruri, vreți să munciți, vreți să puneți ordine în treburile zilei, să spunem așa, dar recomandarea mea ar fi încercați pe 27 să-i faceți pe plac copilului din voi care este un pic cam tristuț sau un pic cam epuizat, mai bine zis, și are nevoie de grija voastră, iar pe 28, mare atenție cu furia, dar și cu femei care sunt mai furioase. Acum, dacă ne referim la femeile zodiei, încercați să fiți atente la propria voastră furie și evitați ca, iată, din cauza stresului plus furia plus eu mai știu ce din exterior, să vă faceți singurele cu mâna voastră vreo problemă de sănătate. Deci, una peste alta, recomandarea zilei ar fi, dragii mei, aveți grijă de sănătatea voastră și odihniți-vă mai bine și mai tare în acest weekend de 27-28 mai. Să vedem ce fac taurii. Dragii mei, ascendent sau zodie taur, fiți pe fază, fiți pe fază. Avem pe 22 deja o zi importantă în ceea ce ține claritatea gândirii, dar și claritatea în sentimentele voastre. Trebuie să lămuriți, să purtați o discuție pentru a lămuri ceva care nu v-a plăcut, v-a picat greu la stomac sau ceva de genul ăsta și aveți de vorbit despre sentimente ale voastre sau ale celor care vă provoacă la discuție. Așadar, fiți foarte, foarte clari și foarte limpezi în comunicare. Pe de altă parte, vești bune pe care le puteți avea și le puteți da și voi la rândul vostru. Este o zi care vă poate schimba viața. Fiți foarte atenți și foarte responsabili la ce veți face în această zi de luni. Pardon. Apoi pe 23, ziua cea mai frumoasă și cea mai norocoasă a săptămânii, schimbările bune sunt și pentru voi în prim plan. Puteți avea o bucurie sau o veste bună sau vizita cuiva care vă este foarte drag sau, după caz, puteți să rezolvați ceva dând câteva telefoane, făcând câteva drumuri sau purtând o discuție foarte deschisă, foarte la subiect, dar cumva cu foarte multă sinceritate. Țineți pânzele sus pentru că ea ca zi este extrem de norocoasă, nu o lăsați să treacă pe lângă voi, mai ales că Venus este aspectat de Lună și împreună vă pot declanșa schimbări bune și voi la rândul vostru puteți să vă schimbați în bine. 24 mai, o zi în care o să vă rog și pe voi să aveți grijă la impulsivitate, cu atât mai mult la cearta cu un bărbat din casă, din familie sau un vecin care stă foarte aproape de voi. Este o zi cu ghinioane și o zi cu lecție de personalitate, în special pentru cei care nu știți să vă gestionați, să zicem așa, nu știți să vă gestionați impulsivitatea sau sunteți prea vulcanici sau sunteți prea... îmi scapă cuvântul când ești prea, nu pe furie, dar când arzi prea repede, ați înțeles voi mesajul. Deci, cumva, în acest sens, vreau să aveți grijă de voi și să evitați pe cât de tare posibil să scoateți în față această agresivitate sau impulsivitate, pentru că de acolo vă vor veni lecțiile și nu cred că sunt ușoare. Pe de altă parte, aveți grijă la lovituri și la arsuri inclusiv, dacă nu sunteți foarte atenți sau dacă sunteți prea repeziți. Asta era cuvântul pe care îl căutam, repezeală. Apoi, pe 25, ziua karmică a săptămânii, fiți și voi cu băgare de seamă la tot felul de principii greșite sau lucruri pe care nu le interpretați cum trebuie sau pe care nu le vorbiți cum trebuie, nu le exprimați cum trebuie. Și de la voi către ceilalți și de la ceilalți către voi, comunicarea poate să fie o problemă în această zi. Și nervozitatea care vine la pachet, bineînțeles. Pe de altă parte, zi karmică fiind, ea are un ecou în viitor, așadar învățați și voi din mers ceea ce este de învățat pentru a nu căra după voi aceste bagaje până în cine știe câți ani de aici încolo. Nu este o zi de spor, nu este o zi cu mulți bani, așadar faceți cât de multe lucruri în zona personalitate și nu așteptați foarte multe reușite financiare, pentru că nu despre asta va aduce energie ziua de 25. Apoi pe 26 mai ține un pic lecția de personalitate pentru unii dintre voi. mai ales pentru cei care sunteți foarte neîmpăcați sau foarte în suferință. Este acolo o luminiță la capătul tunelului pe care trebuie să o vedeți și pe care viața vă obligă să o vedeți sau vă ține atenți să o vedeți. Deci, iată, este ziua în care trebuie să vă uitați la tot ceea ce este mai frumos, mai luminos, mai important, mai valoros, mai sacru în voi și în viața voastră și să vă ghidați după aceste lucruri bune, să nu cădeți cumva în deznădejde, în pesimism sau în alte lucruri de acest gen. Dacă veți cădea, iată de unde apar și lecțiile de personalitate. În weekend pe 27-28 multe lucruri sunt de făcut și din punctul vostru de vedere vreți performanță și poate să fie un weekend de acest gen. Vă provocați singur, vă puneți în rolul de persoană performantă și căutați soluții. În primul rând ce vă recomand și vouă ca nouă tuturor pe 27, dați copilului din voi mai multă atenție pentru că el are nevoie de așa ceva și din punctul vostru de vedere ceva se întâmplă acolo în forul interior. Probabil că fie că a obosit copilul interior, fie că l-ați dominat prea mult și are nevoie să se mai și joace, fie se panichează un pic din cine știe ce motive. Ea, ca zi, sâmbătă 27, poate să fie foarte norocoasă, atâta timp cât copilul din voi este bine. Iar pe 28, mare atenție mare la un prieten, o prietenă care vă face zile fripte și care vă scoate pe albi, ca să nu zic altfel, pentru că nu este neapărat o persoană cu care să vă înțelegeți ușor sau cu care ceilalți se înțeleg ușor și atunci s-ar putea să fiți un pic victima cuiva în acest sens. Gemeni. Dragii mei, gemeni, ascendent sau zodie, sunteți și voi într-o perioadă foarte interesantă. 22 mai este o zi care vă cere să fiți foarte atenți din perspectiva, tot dezgust, să-i zic că nu vine alt cuvânt acum, un dezgust de ordin financiar, o dezamăgire sau nu cred că e nedreptate, poate să fie hai frustrare sau dezgust, dezamăgire. Deci cumva pe tema banilor aveți ceva neplăcere, ceva ce vă tracasează, ce vă enervează. Atenție și din punctul vostru de vedere, ziua poate avea ecou pe destin, pe viață, pe viitor și dintr-o chestie mică nu faceți ceva mai mare decât ar trebui. Evitați să vă schimbați viața în rău pentru eu știu ce frustrare de moment sau pentru eu știu ce oftică, asta sună cel mai concret, pentru că vă ofticați pe vreo situație de ordin financiar. Nici pe departe să fie ăsta deznodământul, veți rezolva foarte repede, doar aveți răbdare ca această zi să treacă, mai ales că este 22, mai avem încă 2 de 2 de la an, destul de mulți 2, deci foarte multe emoții și dacă mai sunt și la pachet cu frustrarea, îmi imaginez că e destul de dificil pentru voi, așteptați doar să treacă și se vor rezolva deja de marți încolo. 23, bucurie, iată, o bucurie frumoasă în plan financiar, o bucurie frumoasă pe care o veți avea-o și care vă umple de fericire, de bucurie și de schimbări bune. Așadar, mici bucurii sau mici realizări sau un proiect financiar care vă iese. Vești bune legate de bani și o zi care vă poate genera venituri importante. Nu cele mai wow, dar suficient de mărețe. Apoi, pe 24 aveți și voi grijă cu impulsivitatea. Mai ales la drum, mai ales la volan. Evitați să vă certați cu bărbații în trafic, evitați să vă luați la semafor unii de alții, pentru că Marte este în Leu, acolo va fi aspectat destul de tare de Jupiter, de Lună și mai sunt și alte aspecte de nodul nord al Lunii și de alte energii, deci fiți cu băgare de seamă din acest punct de vedere. Pentru că riscați să aveți o mare ceartă care dintr-un nimic să ducă la un mare scandal. la drum, la telefon sau în general pe tot parcursul zilei. Vreau să evitați această enervare, chiar dacă voi vă știți că faceți față nervilor, stresului, enervării. Iată, de această dată nu este atât de ușor, este genul ăla de ceartă care se face odată la mulți, deci mai bine să o evitați, mai bine să o gestionați decât să vă lăsați purtați de tot felul de reacții mai puțin drăguțe. Apoi, atenție la tot felul de emoții și a zice la adrenalină în general. Nu este o zi norocoasă, țineți-vă departe de ghinioane. Apoi, pe 25, o zi karmică și cu ecou pe termen lung, fiți foarte atenți că în sinea voastră ceva nu este, nu vă mulțumește. Apoi, mental, intelectual, sunteți destul de agitați într-o perioadă care parcă nu se mai termină, stresul, parcă ați obosit de atâtea gânduri, de atâtea lucruri și în plus mai este și zi karmică. Partea bună a aspectelor este că sunt posibile tot felul de schimbări bune care se produc cu ajutorul vostru sau datorită vouă sau la inițiativa voastră, deci cumva cheia și rezolvările vă aparțin. Însă, trebuie să aveți grijă și voi la ego. 26, o zi în care puteți să rezolvați lucruri pe care poate nu le-ați rezolvat și n-ați reușit să le rezolvați într-o viață trecută. Este un moment de foarte multă claritate, revelație, inspirație, iluminare și ce mai vreți voi. Mentalul vostru este foarte conectat la Doamne, Doamne, și puteți avea cele mai strălucitoare idei sau cele mai strălucitoare revelații, discuții, negociere, etc. Așadar, vă recomand să faceți astfel de întruniri și de întâlniri pentru a beneficia de această energie foarte, foarte bună pentru voi și în felul ăsta puteți închide niște cicluri din trecut, din altă viață. 27-28, un weekend de, i-ar zice, oboseală, sau de genul ăla stau acasă să mă odihnesc sau de genul ăla stau alături de cei dragi ai mei că e mai bine așa. Deci astfel că pe 27 și vă recomand să aveți grijă de copilul din voi pentru că are acolo niște minusuri și exigența pe care v-ați arătat-o până la acest moment poate că ați luat-o ca model din educație sau cine știe de când. O exigență pe care copilul din voi nu mai suportă, deci dați-i ceea ce are nevoie, dați cezarului ceea ce are cezarului. În altă ordine de idei, lecții de personalitate care pot să apară, tensiuni sau discuții neplăcute în familie sau cu cineva apropiat. Nu în ultimul rând, 27 poate să fie o zi foarte norocoasă, deci dacă ați avut grijă de copilul din voi și nu ați intrat în scandaluri cu cineva drag, atunci poate să vă aducă această zi de 27 mai foarte multe reușite. Iar pe 28 vreau să aveți grijă la furia mamei sau la furia cuiva din casă. S-ar putea să fie îndreptățită pentru că vă reamintesc că am zis weekendul este un weekend de lecții de personalitate. Deci învățați, învățați și iar învățați. Hai să vedem ce fac racii. Dragii mei, ascendent sau zodie Rac, începem săptămâna cu luna Rac, ceea ce înseamnă că trebuie să vă puneți pe renaștere. Aveți de renăscut după o suferință sau după o frustrare pe care încă n-ați reușit să o depășiți. Este acolo un dezgust pe care îl aveți față de propria voastră persoană. Este un minus de iubire la care trebuie să lucrați. Așa ca de luni, ziua lunii, cu luna Rac și cu aspecte cu soarele în Gemeni, deci aspecte importante pentru a lucra la voi la nivel profund. Apoi, ea ca zi este destul de norocoasă, dar are și impact asupra vieții voastre pe termen lung, așadar voi cu mânuțele voastre, cu ideile și cu deciziile și cu trăirile, sentimentele și intuițiile voastre veți putea schimba lucrurile într-o manieră pozitivă pentru voi, pentru viitorul vostru. Jupiter e acolo și vă ajută și el. Deci dați bătaie la decizii fără dezgust și fără frustrare și cu multă iubire de sine. 23, ziua norocoasă a săptămânii vine și către voi cu lucruri bune. Venus este în zodie la voi, ea acolo vă dă foarte multe raze de căldură, de tandrețe, de iubire, de frumusețe și de ce mai vreți voi. Vă scoate toată latura asta sofisticată la suprafață și toată efervescența emoțională, deci bazați-vă pe intuiție, pe calitățile voastre, pe tot ceea ce știți că este mai valoros, mai norocos în voi și faceți schimbări pentru binele vostru viitor. Alături de prieteni puteți avea o frumoasă realizare sau o frumoasă schimbare, fie ea de stare, fie ea de altă natură. 24, ziua în care o să vă rog și pe voi să aveți grijă la impulsivitate și la agresivitate, mai ales pe bărbați, dar nu excludem nici femeile. Trebuie să fiți foarte pe fază pentru că iese impulsivitatea și repezeala și agresivitatea și eu mai știu ce alte lucruri la suprafață din fiecare. Nu sunt monștri, este doar o energie foarte electrică ce vă poate ține așa ca într-o priză la curent și vreau să aveți grijă la acest aspect. În primul rând, ea ca zi, în partea ei benefică, ar zice așa: ai în brațele tale, în portofelul tău, în mâinile tale, în sacul tău, un proiect financiar care îți poate aduce reușite. Trebuie să iei o inițiativă în acest sens. Dar la negativ mai poate să zică multe alte lucruri dacă te-ai aprins și deja ești în flăcări, ești într-o stare din asta de impulsivitate și foarte, foarte pe ceartă. Mai ales dacă ar fi din cauza banilor. Așadar, țineți-vă pe inspirație și pe energie, nu pe electric și nu pe agresiv. 25, o zi foarte, foarte importantă ca ecou, ziua karmică a săptămânii și care vă încarcă destul de tare orgoliile. Orgoliul din cauza banilor sau orgoliul din cauza geloziei, invidiei, eu știu, ceva de genul ăsta. Așadar, evitați să cădeți în plasa ego-ului și să fiți prea orgolioși, pentru că s-ar putea ca judecata voastră în această zi să nu fie tocmai clară sau poate că ați înțeles greșit sau poate că ați luat personal ceva ce nu trebuia să luați personal și iată puteți să suferiți o zi întreagă din ceva ce de fapt poate că nici nu există. Poate că doar ați înțeles voi greșit. Pe de altă parte, încăpățânarea cuiva vă pică greu la stomac, nu puteți să o digerați deloc și asta poate să fie iarăși un factor care vă enervează. În altă ordine de idei, vă povesteam eu și în cărțile mele și cu oricâte alte ocazii am avut, pentru voi e foarte, foarte important să știți să vă gestionați emoțiile. Așadar, dragii mei raci, ascendent sau zodie, iată, pe 25 mai este o astfel de zi în care trebuie să știți să vă gestionați pe voi înșivă sentimentele și emoțiile voastre, pentru că nimeni altcineva nu o poate face în locul vostru. Și cu atât mai tare că nu mai cărați după voi bagaje dacă veți reuși această gestionare personală. Zi karmică fiind, da? 26, o zi cu o mare putere, financiară, dacă putem să spunem așa, sau după caz o mare putere de acțiune. Fie câștigați foarte mulți bani, fie puneți la punct un proiect care vă poate aduce bogăție cât de curând în viitor, fie aveți de făcut o cheltuială importantă pentru averea voastră. 27-28, două zile de weekend pe drumuri sau la drum. Parte dintre voi s-ar putea să mergeți împreună cu copiii, mai ales cei care aveți. Cei care nu aveți, atunci atenție ce drum vrea să facă copilul din voi. Și una peste alta, lăsați lucrurile să se deruleze în această direcție, respectiv călătorit, drumuri, deschidere către exterior și tot așa. Pe de altă parte, oia care nu vă doriți călătorii sau nu puteți să plecați nicăieri, s-ar putea să vă vină în vizită frații, cumnații, surorile, cumnatele sau vedeți voi cineva foarte drag vouă. 27 este și o zi destul de norocoasă, mai ales dacă în ziua aia cu 24, cu multă agresivitate, ați stricat ceva, iată pe 27 sâmbătă s-ar putea repara. Iar pe 28, mare atenție mare, nu vă certați cu femeile în special, mai ales dacă sunt foarte critice și foarte înțepătoare așa prin discuțiile pe care le fac. Este mai mult capriciu, este mai mult ego decât altceva, deci nu le cântați în strună, țineți-vă în ale voastre și nu vă schimbați starea din cauza unor astfel de situații. Hai să vedem ce fac leii mei dragi și frumoși. Dragi lei, ascendent sau zodie. 22 zice că în sinea voastră mai aveți multe de vindecat. Este acolo un dispreț care vă chinuie zilele și nopțile, sănătatea și stările de spirit. Și dacă nu vă ocupați să-l vindecați, dacă nu vă vindecați de acest dispreț, s-ar putea să începeți cumva să mergeți pe lângă drumul pe care ar trebui să mergeți. Așadar, mare atenție ce decizii luați și dacă luați, mai bine să nu, din cauza acestui dispreț. Apoi pe 23, ziua norocoasă a săptămânii, zice că vin schimbări foarte bune și că aveți o bucurie mare, mare și frumoasă care vă poate da liniștea interioară sau care vă calmează, vă liniștește. O schimbare bună și un sentiment frumos de că vă simțiți protejați, vă simțiți iubiți, vă simțiți apreciați sau pur și simplu o zi bună cu foarte mult noroc. 24, 25 și 26 vor fi zilele în care Luna va fi în Leu și acolo va întâlni și Marte, va întâlni și Luna Neagră. Foarte, foarte curând de săptămâna următoare va întâlni și Venus, pentru că va sta în Leu pentru niște luni bune din 6 iunie până în octombrie. Deci, iacătă, se adună, ca să zic așa, multe energii pentru voi și trebuie de aici încolo să știți să le gestionați. Mai înainte de orice, pe 24 vreau să aveți grijă la focul din voi, că este la propriu sau la figurat, că sunteți foarte electrici și vă corentați de ușa de la mașină, de la clanța porții, de la ce știu eu ceva pe lângă voi. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la acest foc interior. Nu-l lăsați să vă ardă pe dinăuntru, nu-l lăsați să vă ardă ideile, gândurile și reacțiile. Puteți fi foarte vulcanici și asta vă poate costa odată pe tensiune sau pe sănătate și apoi pe interacțiunile voastre cu ceilalți. Dimpotrivă, ați putea beneficia de aspectul acesta al lui Marte în zodia Leului după 2 ani. Ați putea beneficia foarte tare de inițiative foarte importante pe care le-ați putea lua, pe care le-ați putea face pentru voi de dragul vostru și din iubire de sine. Cu ecou, ce drept pe termen lung. În altă ordine de idei, dacă vă lăsați purtați de tot acel foc interior despre care vorbeam, s-ar putea să vă treziți într-un ghinion sau într-o neplăcere, într-o pagubă, în ceva neplăcut, într-o lecție de personalitate. 25 vine și ea cu o lecție de personalitate, de această dată printr-o discuție cu cineva important. Important pentru voi sau important pentru viața voastră. Este o discuție pe care nu puteți să o depășiți, un dialog pe care îl purtați parcă așa cu un zid. Este vorba de o comandă, aș zice, pe care o primiți și pe care nu puteți să o digerați sau ceva în sensul ăsta. Țineți-vă departe de această tensiune cu respectiva persoană, pentru că ea ca zi, nu doar că este luna în Leu, dar este și zi karmică, este acolo și luna neagră, mai sunt acolo și alte energii. Deci nu lăsați să se urce pe voi, eu știu ce senzații și ce ziduri, pentru că toate aceste aspecte despre care vorbeam cu Venus, cu Marte și Luna Neagră și ce alte vor mai fi, Mercur inclusiv, vă pot duce către un consum cardiovascular foarte mare deja de aici încolo, din 24, dacă nu chiar de săptămâna trecută și cu Venus retrograd mai târziu puțin, după 23 iulie, vă puteți trezi cu crize la propriu. Deci, păziți-vă inima la propriu și la figurat și evitați să vă mai dați cu capul de zid, pentru că ziduri sunt multe, cum ar fi să le luați pe toate la rând, fiecare cu încăpățânarea lui, cu lecțiile lui. Evitați să cărați aceste bagaje și să repetați aceste scheme. Mai degrabă gândiți-vă la voi, la sănătatea voastră și, cum ziceam, la viitorul vostru, că e mai bine așa. 26 mai, dimpotrivă, este o zi foarte norocoasă în care puteți să realizați tot ce vreți voi, este pe sufletul vostru și vă vine mănușa. Deci dacă 24-25 n-ați fost în stare și nu v-ați descurcat și nu v-ați priceput și v-ați frustrat și cine știe ce, iată pe 26 vă vine răspunsul, vă vine soluția, vă vine ușor să rezolvați, aveți altă susținere astrală, dați bătaie la reușite. 27-28, Luna va fi în Fecioară, nu este semnul vostru preferat nici pe departe, dar probabil că mulți dintre voi aveți destul de multe aspecte cu Fecioara, fiind acolo una lângă alta. Deci poate să fie pentru o parte dintre voi mai neplăcut ca weekend, pentru o altă parte dintre voi destul de atrăgător. În primul rând este un weekend de cheltuieli sau de calcule. În al doilea rând, copilul din voi, ăla care este mai puternic decât la oricare altă zodie, are niște nemulțumiri de ordin financiar și pentru a-l împăca v-aș recomanda să-i dați un premiu. Nu știu, ce vrea copilul din voi. Unii poate veți dori să mâncați înghețată, alții veți dori să vă cumpărați un joc video, alții cine știe ce să faceți. Lăsați această bucurie să pătrundă în casa voastră, în sufletul vostru, din iubire pentru copilul din voi. 28 mai însă, atenție la tot felul de nervi din cauza banilor și evitați să pierdeți niște bani. S-ar putea să vă treziți cu fața la cearșaf din cauza asta sau să vi se strice cheful pe parcursul zilei din cauza unei situații care nu vă pică bine pe ordin financiar. S-ar putea inclusiv să fie o femeie care vă supără din cauza banilor sau, eu știu, să vă duceți la magazin și vânzătoarea să nu fie tocmai amabilă sau, cine știe, după caz și după harta fiecăruia, lucruri în acest sens. Nu dați curs enervării și furilor, ci stați în forul vostru interior, e mai bine așa. Sunt o felul de energii subtile care vă pot vampiriza de energie, să zic, deci mai bine țineți-vă în ale voastre și lăsați-i pe alții cu ale lor. Ce fac fecioarele? Dragi fecioare, ascendent sau zodie, 22 mai este o zi interesantă, dar pe gustul vostru, să nu zic altfel. Cumva niște sentimente pe care vreți să le lăsați în trecut și nu mai vreți să le cărați după voi în viitor, astea vor face subiectul zilei și bine faceți, mai ales că intuiția vă arată care-i drumul, bine faceți să le lăsați în trecut pentru că așa, în acest fel, aveți o mare bucurie care stă să vină, o bucurie din străinătate, de la drum sau de la cineva străin, la propriu sau la figurat. 23 mai, o zi de foarte mare succes. Atenție așadar cum și de unde vine succesul, bucuria sau reușita. O dorință vi se împlinește și o schimbare frumoasă va duce către împlinirea unei dorințe foarte, foarte importante pentru voi. 24 mai... Nici pentru voi n-aș zice că e mai ușor, Marte în Leu nu dă foarte bine pentru voi la sănătate și mai ales pentru cei care vă știți cu probleme de inimă. Va fi așadar primul meu semnal pentru voi pentru această vară, pentru tot acest interval până în octombrie, dar și după, pentru că va intra Luna neagră în Fecioară, va intra Venus în Fecioară și mai aveți și alte aspecte dinspre alte zodii. Deci nu va fi ușor pentru sănătatea voastră. Așadar, toți care vă știți cu probleme cardiovasculare, cronice sau nu neapărat cronice, începeți să dați mult mai multă atenție acestui aspect pentru că, iată, din 24 încolo, Marte nu vă este foarte prietenos. A mai fost în 2008, cred, parcă la final de an, știu că era Revelion și povesteam noi, parcă 2008 sau 2009, nu mai țin minte, dar oricum fiți foarte, foarte atenți la crize cardiovasculare și la sănătatea inimii voastre la propriu. Nu vă enervați dacă v-ați trezit într-o stare foarte aprinsă și o energie foarte electrică. Încercați să calmați focul din voi și electricul să-l transformați în electromagnetic într-o formă sau alta. Nu știu, faceți o baie, mergeți lângă un lac, încercați să aduceți această magnetic pentru a polariza această electrică interioară și pentru a scăpa mai ușor de ceea ce poate să fie acest foc interior pe care Marte în Leu vi-l poate provoca. 25 mai, o zi karmică, tot despre inimă și sănătate poate să fie vorba, nu mai continui, se referă fix la același lucru, doar că de această dată îi amenință sau le subliniază celor care nu s-au ocupat în ultimii 9 ani de inima lor. Puteți să aveți tot felul de discuții care să vă trezească un pic dintr-o stare de somnolență, de adormire sau de pasivitate, tocmai pe ideea de sănătate. Vă recomand și vouă, ca nouă tuturor, învățați din greșeli pentru a nu vă trezi mai târziu, iată, în vară, cu ceva neplăcere sau pentru a nu căra după voi mai târziu niște bagaje grele. 26, stă în puterea voastră să fiți bine. 26 mai vă dă foarte multă libertate de acțiune și de a vă reveni, de a vă ocupa de voi și de binele vostru. Așadar, fiți foarte, foarte atenți la cine, ce nevoie are în sinea voastră, ce organ și ce celulă vă cere mai multă atenție și apoi încercați să vă oferiți mai multă iubire de sine, mai multă tandrețe și amabilitate față de propria voastră persoană, viață, sănătate, inimă și corp. 27-28, luna va fi în Fecioară. Nu neapărat ușoare ca și zile, dar un weekend în care puteți să faceți ce vă doriți. Ocupați-vă de voi, puneți în valoare ceea ce vă place. Pe 27, ca noi toți, aveți grijă de copilul din voi și oferiți-i toată iubirea necesară, iar pe 28 evitați să mai fiți perfecționiști, evitați să vă mai certați singuri, evitați să vă vorbiți grav, urât și de sus, vouă în mintea voastră, vouă propriilor voastre gânduri, idei, mental, suflet sau mai știu eu ce. Evitați exigența față de voi înșivă. Să vedem ce fac balanțele. Dragi balanțe, ascendent sau zodie, aveți un moment important, interesant. În primul rând, pe 22 mai, atenție la o lecție de personalitate, ceva emoții pe care n-ați reușit să le digerați. În altă ordine de idei, atenție foarte mult la o frustrare din cauza unui pattern sau din cauza unui frici, griji, neplăceri sau mai știu eu ce din familie sau din educație sau din copilărie, niște lucruri care ies la suprafață și pe care trebuie să le vindecați. Intuiția vi le arată, tot ce aveți de făcut este să lucrați la ele. Este un moment în care Jupiter vă ajută și practic ceea ce n-ați reușit în alte condiții, în alți ani, în alte momente, puteți vindeca acum și pentru voi și pentru neamul vostru. 23, o zi foarte norocoasă, ziua norocoasă a săptămânii, vine cu satisfacții profesionale. Așadar, bucurii la serviciu, bucurii la muncă, bucurii pe orice plan și creștere în imagine, în popularitate. Așadar, trageți tare pe plan profesional, puteți avea foarte multe realizări. 24, nu mai este atât de, dar din punctul vostru de vedere aș zice că sunteți singura zodie care nu vă afectează acest Marte atât de tare. În schimb, dacă vă știți cu probleme de genunchi, cu probleme de articulații, fiți foarte, foarte atenți și voi. Așadar, 24 mai, ziua în care focul este mai aprins și mai aprig decât în alte dăți. Atenție și voi la la focul vostru interior, să zicem, dar mai ales atenție la impulsivitate și nu mă refer la a voastră cât la a celorlalți. S-ar putea să vă loviți de ego-ul cuiva și să nu puteți să rezolvați niște lucruri simple pentru că cineva se pune contra. Așteptați să treacă un pic timpul pentru că s-ar putea să rezolvați mai apoi în zilele ce urmează. Dacă nu, evitați un mare consum ce poate să vină din această eu știu, situație greoaie pe care nu reușiți să o depășiți. În altă ordine de idei, ce vrea ziua în plan pozitiv de la voi, zici așa, trebuie să aveți tot felul de inițiative pentru viitor. Să puneți niște baze, niște fundații pentru ca în viitor să reușiți. Iar dacă din alte puncte de vedere se pare că nu vă iese nimic în această zi, stați în această energie, utilizați-o pe toată în acest scop de a pune baze noi. 25 mai, ziua karmică a săptămânii, vine și pentru voi cu o încărcătură destul de mare. Atenție așadar la tot felul de situații cărora le sunteți martori. Deci poate că nu sunt ale voastre, dar le vedeți în exterior pe tot parcursul zilei și cumva vi se dă șansa să mediați sau să explicați sau să aduceți împreună pe cei care sunt în conflict sau se ceartă și tot așa. Iar din punctul vostru de vedere funcționează ca o zi model sau ca o zi de așa nu și în consecință puteți să trageți niște concluzii și să scoateți din ale voastre ceea ce nu vă place, iată că vedeți pe parcursul acestei zile la ceilalți. Ea ca zi karmică vă cere foarte multă atenție la proiectele voastre de viitor și ce doriți să duceți cu voi mai departe în viitorul vostru. După caz să mai citiți listele de dorințe și de perspective și de priorități pentru a vă mai apuca de treabă. 26 mai, o zi cu foarte, foarte multe dorințe de pus la punct și cu împlinire pe măsură. Așadar, în funcție de care e cea mai mare dorință a voastră sau cea mai mare prioritate pe care vreți să o realizați în această zi, se poate realiza, iată, pe 26 mai, una dintre acele dorințe mari mărețe ale voastre, doar să îi dați acolo, să fiți pe fază, să îi dați cezarului ce al cezarului și să mergeți în întâmpinarea reușitei. 27-28 este pentru voi weekend de sănătate. Și la propriu și la figurat. Luna este în Fecioară, în casa 12-a karmei și a sănătății, casă karmică și foarte importantă pentru voi, așadar fiți foarte, foarte atenți. Pe de o parte la sănătatea copilului din voi și la probleme care l-au îmbolnăvit pe copilul din voi, la tot felul de neplăceri pe care copilul interior le-a trăit, le-a simțit, le-a înghițit, le-a gestionat până la moment și iată, de dragul lui și pentru el aveți nevoie să schimbați și să faceți lucruri spre însănătoșire, da? Spre eliberare, spre bine, spre vindecare. Apoi pe 28 fiți foarte, foarte atenți la ceva încercări. Încercări care vă vin sub formă de furie sau sub formă de neplăceri sau sub formă de stres, cel mai adesea sub formă de stres, sau poate supărarea pe care ați avut-o nu de mult cu o persoană de sex feminin sau critica pe care nu ați gestionat-o din partea unei femei. Scorpion, dragi scorpioni, ascendent sau zodie, fiți foarte, foarte pe fază. Deja sunt zile care au ecou mare, mare asupra vieții voastre spirituale. 22 mai este o zi în care și din punctul vostru de vedere un dispreț, un dezgust, o dezamăgire vă frustrează, vă ține pe loc din succesul vostru. Iar intuiția vă cere să agitați un pic emoțiile pentru a ieși din acest dispreț, dezgust sau din această frustrare dacă vreți să fiți într-adevăr la succesul pe care vi-l doriți. dacă vreți să atingeți această reușită sau acel succes. 23 mai, o zi foarte frumoasă, de bucurii, de evoluție, de realizări, de tot ce vreți voi, poate să fie una dintre cele mai norocoase zile din an pentru voi. 24 mai, atenție la o mare lecție de personalitate la serviciu sau în societate, atenție la bărbați impulsivi. Dragi femei Scorpion, fiți foarte atente, nu vă lăsați abuzate, ca să zic așa, nu vă lăsați enervate sau nu vă puneți în situație să-i provocați pe bărbații care îi știți autoritari. Mai ales că aveți acest talent de a întinde coarda până la maxim, să vedeți cât de tare îl duce pe la alt și cât de mult se poate controla. Iată, bărbații în această zi au sau pot avea probleme de gestionarea propriei impulsivități și s-ar putea să vă cereți singurele niște neplăceri dacă nu știți, dacă nu învățați să vă opriți în astfel de situații sau să nu generați, să nu dați curs unor astfel de tensiuni. Pe de altă parte, atenție la probleme în familie sau la sănătatea unuia dintre părinți. Și apoi, o mare parte dintre voi vreau să aveți grijă la ceva certuri la serviciu sau nu cumva să faceți vreo prostie, să-l supărați pe șeful. Chiar dacă este un șef drăguț și foarte, foarte ok, s-ar putea să își iasă din pepeni mai mult ca niciodată sau ceea ce ați stricat voi să fie foarte, foarte grav. Deci este ziua în care trebuie să vă gestionați mai mult ca oricând de această gestionare personală sau, după caz, de lecția pe care vă luați, fiind o lecție de personalitate, veți deprinde evoluție personală mai târziu. Pardon. <coughs> 25 mai. Atenție la efectele karmice ale acestei zile și la bagaje pe care și voi ați putea să le cărați în spate. Vă puteți pune în tot felul de situații, ați putea atrage sau deja atrageți de azi ani buni încoace foarte multe lupte și tensiuni, în general cu oameni care sunt mai puternici decât voi, așadar vedeți ce faceți și dacă nu cumva ar fi mai bine să învățați lecția din mers și să scăpați odată de bucla asta. Iar în altă ordine de idei, este o zi cu mare responsabilitate profesională, va trebui să faceți față unui stres la muncă. 26 mai se termină zilele de lecții personale. Găsiți și voi lumina de la capătul tunelului și aveți o realizare frumoasă, un punct forte pe care îl puteți câștiga sau pe care îl puteți atinge pe parcursul acestei zile de vineri 26 mai. 27-28, luna în Fecioară vă pică bine, spre deosebire de alții. Este un moment care nu vă dă multe bătăi de cap. Nu este nici cel mai frumos weekend din viața voastră, dar cel puțin vă puteți vedea cu prietenii, puteți profita de moment, sunteți pe val sau sunteți într-o companie plăcută. Pe 27 aveți grijă să dați copilului din voi ceea ce are nevoie și în special are nevoie de prieteni, iar pe 28 fiți foarte, foarte, foarte atenți la genunchi. De la oboseală, de la stres sau dintr-o formă sau alta, evitați să vă doară genunchii sau dacă vă știți cu probleme de reumatism, faceți ceva în sensul ăsta, nu trageți de voi și de genunchii voștri pentru că s-ar putea să fie puțin mai neplăcut. Am ajuns la Săgetător și ne mișcăm destul de repede, precum văd. Dragi săgetători, ascendent sau zodie, 22 mai vine pentru voi cu o încărcătură importantă în plan spiritual și zice așa: dacă ceva vă dezgustă la muncă, atenție că trebuie să lăsați să treacă pe lângă voi, să nu integrați, să nu absorbiți toată acea energie astfel că să vă faceți rău, să vă intoxicați la nivel spiritual. Pe de altă parte, este o zi destul de norocoasă, Jupiter este foarte bine aspectat, deci aveți mari șanse de reușite la servici și în plan financiar. 23 mai, cea mai norocoasă zi a săptămânii, bucurii și bucurii care vin neașteptat, lucruri la care nici nu v-ați gândit sau bucurii pur și simplu pe care le meritați, pe care poate le-ați intuit, dar în niciun caz nu vă gândeați la ele de cine știe când. Efectiv sunt niște mici premii pe care viața vi le oferă în acest moment. 24 mai, atenție și voi la focul interior și la toată impulsivitatea acestei zile, pentru că poate să fie o zi greoaie și o zi cu ghinioane. Bărbații zodiei, dar nu numai, Marte în Leu zicând, poate să vă aspecteze destul de tare voi săgetătorul, adică acel foc care arde tot, da? Plus Marte în Leu, un plus de foc și de la Leu, un plus de foc și de la Marte, foarte, foarte mult foc în această zi. Așadar, evitați să fiți destructivi chiar și fără să vă dați seama, evitați să fiți impulsivi chiar și fără să fie nevoie și încercați să vă temperați tot acel foc interior care stă să vă cuprindă. În altă ordine de idei, poate să fie o zi extrem de benefică dacă puneți acel foc în prisma progresului și în prisma creșterii puterii personale. Deci cumva să vă duceți către proiecte care vă pot dezvolta și să nu consumați energia pe altceva. 25 mai, ziua karmică a săptămânii, zice că trebuie să aveți grijă care sunt punctele care vă țin pe loc din succesul vostru, care sunt rezultatele pe care încă nu le-ați văzut sau de ce nu ați văzut încă aceste rezultate, care este motivul care vă ține blocați sau pe loc. Veți descoperi că, printre altele, vă încăpățânați prea tare în muncă sau vă loviți de o limitare la serviciu sau ceva în acest sens, care vă consumă și vă stresează atât de tare încât nici voi nu vă lăsați să vă duceți către succes, pentru că acea situație se ambiționează să nu meargă. Dar separați unele de altele și mergeți către succesul vostru, lăsând să rezolvați la momentul potrivit problema de la muncă. 26 mai, o zi de maxim evoluție, să-i spunem. Este ziua care vă poate aduce foarte mult succes și foarte mare creștere. Este ziua voastră de evoluție, de lumină și iluminare. Este ziua în care puteți atinge cerul cu mâna și puteți obține tot ceea ce vă doriți prin această bună conexiune pe care voi o aveți cu divinitatea și prin protecția jupiteriană și tot ceea ce decurge, iată, acum de la Jupiter din Taur. 27-28, dimpotrivă, sunt două zile de lecții de personalitate în care s-ar putea să trebuiască să munciți sau să-i puneți pe alții la treabă, să delegați niște munci dacă trebuie să faceți cu totul altceva că aveați planificat deja. Pe 27 însă vă invit și pe voi ca pe noi toți să dați atenție mai multă copilului din voi pe care se pare că l-ați dominat destul de tare și că ați fost destul de duri și destul de detașați de el. Iar pe 28 fiți foarte atenți la aceeași duritate și la aceleași exigențe pe care le manifestați de această dată către propria voastră persoană, nu neapărat către copilul din voi. Ce fac Capricornii? Dragi Capricorni, ascendent sau zodie, 22 mai este o zi importantă și pentru voi, mai ales din punct de vedere relațional cuplu. Aveți și voi undeva acolo un dezgust, un dispreț, o frustrare, o neplăcere care vă dă bătăi de cap. Fie ea vine dinspre persoana iubită, fie este a persoanei iubite și vă afectează și pe voi. Așadar, încercați să purtați ceva discuții sincere, ca de la suflet la suflet, pentru a depăși această etapă, acest moment. Apoi, pe 23 mai, ziua norocoasă a săptămânii, tot ceea ce este bine, frumos și important și interesant poate să vină prin colaborări sau prin conexiuni sau prin asocieri sau prin a face echipă, inclusiv cu persoana iubită, sau pur și simplu puteți avea o surpriză frumoasă de la cineva drag. 24 mai este o ziua în care și din punctul vostru de vedere Marte în Leu poate să scoată la suprafață un vulcan interior, un foc interior foarte puternic. Atenție așadar, este valabil și pentru voi să știți să vă gestionați toată această putere electrică, să-i zicem, și să știți să utilizați toată acea energie într-un scop pozitiv. Dacă nu, atenție, poate să fie o zi de încercare, o zi care va avea un ecou asupra transformării sau metamorfozei voastre și așadar poate să fie cu un ecou negativ sau cu piedici sau cu obstacole mai târziu. Inclusiv puteți risca o suferință mai măricică sau pe un termen mai lung. Deci nu vă jucați cu focul, cam ăsta este mesajul meu. 25 mai, ziua karmică a lunii, zice că aveți de lucru la relația cu Doamne, Doamne. Doamne, Doamne, care vă aduce lumină și pe care fie nu vă bagă în buzunar, fie vă arătați dezinteresați, fie nu vă duceți către ea, fie ceva nu e pe acolo în regulă, fie vă loviți de o greutate, de un obstacol înainte de a primi, iată, această lumină. Încercați să învățați din mers pentru a nu duce mai departe această lecție cu voi sub formă de ciclu karmic sau sub formă de ecou pe karma voastră. 26 mai, o zi foarte luminoasă pe care de data asta, de care profitați din plin, vă deschideți și vă deschide energia zilei, vă deschide către o reușită. În a doua jumătate a zilei s-ar putea să aveți o veste foarte bună sau să plecați undeva la un drum foarte important din viața voastră sau să vi se deschidă un drum care vă va aduce foarte mult succes. Iar 27-28, bineînțeles, ar fi indicat să fiți deja la drumul respectiv sau să plecați undeva într-o călătorie. Însă, pe 27 vă atrag și vă atenția să dați copilului din voi voie să râdă, să-i oferiți mai multă căldură și mai multă distracție sau vedeți voi ce cerințe are, ce vă cere copilul din voi. Hai să vedem ce fac vărsătorii. Dragii mei vărsători, ascendent sau zodie, 22 mai este și pentru voi cu ceva bătăi de cap, mai ales din perspectiva frustrării. O frustrare care se pare că vă încearcă pe la serviciu, dar și o problemă de stomac sau o problemă de digestie, fie ea de ordin emoțional, fie ea pe sănătate de-a dreptul. Altfel este o zi foarte norocoasă în plan profesional. 23 mai, o zi cu mari reușite, mare succes la muncă în continuare, mare bucurie sau o rezolvare sau o reușită sau eu știu, poate ați cerut o mărire de salariu sau poate vă mai găsiți un job, poate că dezvoltați un proiect nou, dar orice ați face în această zi, reușitele sunt de partea voastră și pot fi cu ajutorul unei femei. 24 mai... Focul și din punctul vostru de vedere, focul interior, dar mai ales focul pasiunii și focul din relația voastră și din viața voastră de cuplu, poate să o ia puțin razna sau după caz trebuie să aveți mare grijă, mare atenție. Pentru că pe partea pozitivă poate să fie un foc care se reaprinde, o pasiune care renaște în relația voastră de cuplu, iar pe de altă parte poate să fie un foc care stinge, care arde, care consumă relația. Deci ori o ceartă cu toți năbădăii și cu trântii de uși, ori o renaștere a poveștii de dragoste cu multă pasiune și cu mult trântii de pereți. În dormitor, nu altfel de pereți. 25 mai, zi cu ecou karmic și din punctul vostru de vedere, dar pe relație de această dată, deci cumva în viața voastră de cuplu se întâmplă lucruri. Dacă pe 24 s-au întâmplat lucruri frumoase și ați renăscut povestea de dragoste, iată, pe 25 este vremea asumării. Dacă pe 24 v-ați certat, pe 25 deja trebuie să învățați din greșeli. pentru a nu duce mai departe același tipar de relație sau de toxicitate în relație, dacă asta a trăit. 26 mai, foarte importantă ca și zi pentru reușite și pentru succes, fie el în plan relațional în cuplu, fie el în oricare alt domeniu al vieții voastre. Este o zi de mare succes pe care o puteți fructifica, pe de o parte prin calitățile și abilitățile voastre, pe de altă parte prin puterea voastră și prin prietenii și cunoștințele voastre. 27-28 mai, weekend de spiritualitate. Că vă duceți la biserică sau că faceți yoga, rugăciune sau fiecare ce iubește să facă, așa ca plan spiritual, este indicat maxim să profitați de acest weekend în acest sens. Cu atât mai tare cu cât în copilărie obișnuiați să faceți niște lucruri. Acele lucruri copilul din voi și le dorește înapoi. Oferiți-i această șansă de a vă lăsa purtați acolo unde de mult în copilărie mergeați, nu știu, la o mănăstire, la un loc sacru, într-o energie frumoasă, ceva ce vă încărca efectiv spiritul de bine și de energie bună. În schimb, pe 28 aș vrea să aveți un pic de grijă pentru că aveți niște încercări tot în plan spiritual, parcă sunt niște cornițe și niște monstruleți care vă dau ceva bătăi de cap. Nu-i lăsați să se urce pe energia voastră, ci păziți-vă, protejați-vă cum știți mai bine. Și cam asta ar fi. Hai să vedem ce fac peștii. Dragii mei, ascendent sau zodie pești, 22 mai, o zi interesantă din punct de vedere emoțional. Mult noroc, dar și multe emoții și o parte din ele nu tocmai pozitive. În schimb, ce aveți nevoie în această zi, să vă ascultați intuiția și să vă dați putere sufletului. Copilului din voi, dacă vreți, dar mai ales sufletului vostru, care e puțin dezgustat, a văzut prea multe, nu mai suportă ceva. Așadar, oferiți-i sufletului vostru șansa la bucurie sau puneți-vă pe a crea ceva. 23 mai este o zi cu bucurii. Bucurii de la copii, de la prieteni și bucurie sufletească. O bucurie care vă încarcă foarte mult de energie, de lumină, de putere, de bucurie materială, să zicem, dar și de bucurii în plan emoțional. 24 mai, focul interior are și pentru voi ceva recomandări, să zic așa. Atenție în primul rând la sănătate, apoi atenție la focul interior, la propriu, la capacitățile voastre electrice și așa cum ziceam și pentru fecioare, valabil și pentru voi, profitați de magnetica voastră sau încărcați-vă cu energie de apă pentru a pondera acest foc care s-ar putea să fie destul de puternic. Un vulcan interior, o stare de agitație, o stare foarte încărcată ce vă poate da bătăi de cap la propriu, dureri de cap, migrene sau probleme de sănătate. Parte dintre voi, atenție la infecții, mai ales dacă vă știți ușor mai sensibili în acest moment. Partea bună a aspectului zice că puteți iniția un proiect foarte, foarte valoros la serviciu, așa deodată și utilizând tot acest foc interior pe focusul către acest proiect despre care vorbim. 25 mai, ziua karmică a săptămânii, zice să aveți grijă tot de sănătate. Și de această dată este vorba și pentru voi ca și pentru fecioare de aceleași recomandări, anume la sistemul cardiovascular. Deci dacă pe 24 vi s-a atras sau nu atenția, dacă pe 25 vi se va atrage sau nu atenția, dacă după 6 iunie vi se va atrage sau nu atenția, fiți foarte cu băgare de seamă la sistemul cardiovascular, dar și la mici sau mari atacuri de panică ce pot apărea. Trebuie să gestionați toată această energie a leului pe care poate altădată ați gestionat-o în scopul ego-ului și care acum, iată, vi se poate întoarce împotrivă pe zona de sănătate pentru că n-ați folosit-o unde a trebuit. 26 mai, dimpotrivă, este o zi extrem de frumoasă și de norocoasă. Aveți foarte multe în favoarea voastră prin ceilalți, prin exterior, de la exterior, prin partener, parteneră, prin cineva drag sau cumva pentru că așa v-ați propus voi la încarnare în această viață, ați venit cu astfel de promisiune. Iată o zi care țeseițele acelui moment de la încarnare sunt niște reușite sau, cum vine vorba, e scris în soarta voastră să trăiți o anume situație. Depinde acum de harta fiecăruia și de promisiunile la încarnarea fiecăruia, bineînțeles. 27, 28, două zile de weekend de parteneriat, de cuplu, de dragoste, de a împărtăși cu persoana iubită. Ce mă interesează foarte tare este conexiunea la nivel de copiii din voi, de suflet, dacă vreți, dar mai ales la nivel de copilul din tine și copilul din persoana iubită, care au nevoie să se reconecteze, au nevoie să se bucure unul de celălalt și această conexiune dintre voi este foarte importantă la acest moment. S-ar putea că până una alta copiii din voi nu s-au înțeles deloc sau erau prea preocupați de atribuțiile și de responsabilitățile fiecăruia dintre voi, de uitaseră să-i mai conectați la iubire. Iată, acest weekend vine și vă spune fix acest lucru. Iubiți-vă din profunzime, de la nivel de copiii din voi. Iar pe 28 vreau să aveți un pic grijă la niște răutăți sau la cineva care poate să-și bage coada, coarnele sau mai știu eu ce, în relația voastră de cuplu. Ei, cam despre asta a fost vorba, dragii mei. Vă mulțumesc tare, 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 tare că ați rămas cu mine până acum. Sper să aveți o săptămână foarte frumoasă, foarte interesantă și mai mult decât atât, sper să vă bucurați de bucuriile, așa, ca să facem niște pleonazme, să vă bucurați cu toată inima, dar mai ales să știți să vă gestionați în aceste două zile care ar putea să declanșeze energii noi, neplăceri sau, după caz, inițiative valoroase. Deci 24-25 sunt zilele la care mă refer și sunt doar începutul. Așadar, fiți pe fază despre ce început va fi vorba. Un început în care vă investiți foarte mult din focul interior sau un început în care distrugeți foarte mult pentru că nu știți să vă gestionați acest foc interior. Ei, acestea fiind zise, vă doresc mult, 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 mult să vă bucurați de 22, 23, 26 și mai departe să vedeți cum gestionați și cum învățați din mers ce e de învățat. Noi ne vom vedea sâmbătă să vedem ce se întâmplă săptămâna următoare și până una alta, mersi mult, mult, mult că ați rămas cu mine până acum. Pupici și săptămână minunată, săptămână reușită vă doresc. Pupici, pupici!